Meci de infarct la Timișoara. După ce au deschis scorul în minutul 16 prin Bălace, gazdele s-au văzut egalate după doar 4 minute la golul lui Găldean. Polia Eca ar fi putut înscrie pentru 2-1, însă Silvășan a ratat penaltiul pe care tot el îl obținuse. La 2 minute după ce au egalat, oaspeții au preluat conducerea prin același Găldean. Scorul primei reprize, 1-3, a fost stabilit în minutul 28 de Tibi Moldovan. În debutul reprizei secunde, partida a fost întreruptă din cauza fumigenelor. În minutul 71, gazdele au redus diferența de pe tabela de marcaj prin Prodan. Timișorenii au egalat în minutul 78 prin Oprea, după o fază în care apărarea oaspeților a fost hipnotizată. Scorul final, 4-3, a fost stabilit în minutul 90, golul marcat de Aurelian Dumitru aruncând Timișoara în brațele fericirii.